Leguma este un termen culinar generic care desemnează orice parte a unei plante consumată uzual de oamenii ca hrană, fiind o plantă cultivată sau necultivată, care este cunoscută și apreciată de cultura populației locale, dar nu face parte dintr-una din următoarele categorii culinare, cereale, fructe, ierburi sau mirodenii. Aceste plante fiind apreciate datorită conținutului lor în substanțe nutritive ca hidrocarbonate, proteine, grăsimi vegetale, vitamine, substanțe minerale, uleiuri eterice, acestea din urmă având un rol important în digestie. Legumele trebuie să ocupe un loc important în hrana omului datorită conținutului mare de substanțe hrănitoare și în special de vitamine, a căror lipsă sau insuficientă în alimentație poate provoca serioase tulburări în metabolismul uman, în special la copii, predispunându-i la diferite boli. Cele mai frecvente vitamine ce se găsesc în majoritatea legumelor sunt A, B, C, D, E, K, P, P. Vitamina A stimulează funcțiile pielii și ale ochilor. Se găsește în cantități mai mari în morcov, praz, tomate, salată, spanac, ardei gras, mărar, pătrunjel verde, de reținut că vitamina A nu se distruge prin fierbere. De aceea, mâncărurile gătite cu aceste legume prezintă o importantă sursă de vitamina A. Grupul de vitamine B stimulează creșterea cu rol însemnat în formarea globulelor roșii. În cantități mai mari se găsesc în specla roșie, ridiche de lună, cartof, mazăre, spanac.